Pentru o familie îndoliată, coșmarul nu a luat sfârșit odată cu înmormântarea. Slujba de rămas bun nu a mai avut loc, întrucât sicriul care aducea cadavrul unei femei care murise într-un accident teribil de mașină nu a mai apărut la biserică. Șoferul dricului rămăsese blocat în zăpadă după ce a luat-o pe un alt traseu din motive personale. Membrii familiei au așteptat în zadar în biserică oră întregi trupul. Mașina funerară cu sicriul la bord a fost abandonată pe marginea drumului, scufundată în zăpadă, șoferul fiind blocat în mijlocul furtunii după ce și-a prelungit traseul pentru a vizita niște rude. Diseea cadavrului, o milaneză în vârstă de 56 de ani care a fost victimă de două ori, înainte în accidentul rutier în care și-a pierdut viața după ce a plânjat cu mașina în lacul Como, apoi a rătăcirii și a dispariției temporare a sicriului ei. În mormântare acesteia trebuia să fie celebrată vineri după amiaza în biserica San Leonardo din Milano. Șoferul dricului, un tânăr de 37 de ani însărcinat cu transferul sicriului pentru un mormântare, în loc să o ia pe drumul național, cel mai scurt și mai direct drum, a prelungit traseul pentru a-și lua rămas bun de la unele dintre rudele sale. În timp ce călătorea de-a lungul curbelor înguste și abrupte care se ridicau la 2000 de metri, a fost surprins de o furtună de zăpadă. Telefonul nu avea semnal. Bărbatul a abandonat așadar mașina și sicriul. Acestea și a continuat să meargă pe jos vreo 10 km până în vârful trecătoarei, unde a reușit în cele din urmă să alarmeze autoritățile. Era pe jumătate înghețat și la capătul puterilor. Primii care au ajuns la el au fost salvamontiștii pe mobil. Familia femeii abia a doua zi a aflat cele întâmplate, relatează Observator News Ungro.